Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Ionel din Perindei. Urmează nucleele de împerechere pe multietajat să fie populate astăzi. Și introdus regine. Micronucleele își fac treaba foarte bine. Finisorii la fel. O să desfințez un starter, că nu mi-o dat productivitate. O să desfințez și finisorul acesta. Deși e cules și aș fi putut să mă bucur să-l las să producă la floarea soarelui. Văd cum stau lucrurile. Da. Albina zboară frumos, nu știu cât se pot, să se vadă, așa, trebuie să mai schimb urbinișele, așa, aici, aici. Așa, ei, în altă ordine de idei, așa, se vede, purtăm masca, avem și masca acolo și pregătim și fumul. Urmează să facem o recoltare de albină și pentru micronuclee și pentru roiuri, da. De ce am făcut filmulețul acesta? Anripova, tu ai dreptate, trebuie o coasă aici, că e junglă, dar crede-mă că jungla asta mă protejează foarte bine de diferite fenomene nedorite. Da. De obicei, am anumită categorie de vizitatori nedoriți. Aici cutia 8, deja am început să pun niște rame. Urmează să introduc în ea ramele de puiet, de albină, să mătur albina de puietul larvar și oat și de pe păstură. Deci asta e numită cutie 8, unde intră o rame și acolo formez stația intermediară. 8 rame, da? 2 de hrană, dar restul 6 de albină, de puiet căpăcit, la care se adaugă în principiu 8 sau 14 rame de, sau albina de pe rame de puiet larvar. Nicu și Iosif, vă povesteam despre modul meu de lucru. Când recoltez roi la pachet sau albine pe multietajat, folosesc 2 corpuri. Pentru roi la pachet adaug o ramă cu puiet larvar aici și mătur punând, fiindcă în general am rame normale, punând încă un etaj de multietajat, mătur liniștit albina până se umple acolo cutia. Punând așa, nu mai e o problemă, ți-ai pus mătur frumos. Da? Și aici sunt 2 cutii care așteaptă să fie recoltate pe multietajat. Acesta este cutia veche, cu 12 rame. I-am pus o diafragmă, m-am asigurat că n-am o trecere din partea, o parte în alta. Da, se vede? Îmi bate soarele, nu știu care ar fi poziția cea mai bună de filmat. Am pus așa și aici urdinișele sunt în felul următor. Poți gândi urdiniș în spate, în față, pe lateral, cutia numărul 10. Puteam perechea 4 regine pe 2 rame de normale. Eu acum nu mă interesează lucrul acesta, da, mă interesează să formez roi. Cutiile noi, care au ordinișele de data aceasta în față, da, sunt pregătite de maniera aceasta, fund antibaroa, da, așa, diafragma totală în care m-am asigurat că nu este o trecere dintr-o parte în alta, da. Iar aici, aici vine băgat burete și pe urmă reductorul de urdiniș. Vine băgat burete, încât să nu permită să treacă dintr-o parte în alta. Ceva de genul acesta, dacă observ să fie aici. Da? Da. După care urmează să fie pus albină în ea. În principiu, după ce am recoltat albina în stația intermediară, și repet, am pus ramă de hrană, după ramă de hrană, una, două, trei, patru, depinde cât de mare vreau să fac roiul, pun ramă cu puiet căpăcit, acum eu dau regine împerecheate. Dacă aș da regine neîmperecheate sau boci, ar fi preferat acele rame să stea 6-8 zile sus în corpurile. Cum este în cutia aceasta, da?
aici, asta este rolul. Se recoltează ramele care le urmăre, se adaugă în finisor sus. S-a terminat, a ajuns la faza de căpăcire, le iau și fac căroiurile. Da? Și după ce am adăugat albina de pe albina doică de pe ramele de puiet și ouă, puiet larvar și ouă, și de pe ramele de păstură, las în stația intermediară la umbră. E mai greu pe aici cu umbra, trebuie să-mi crească pomii să am mai multă umbră. Și seara structurez în cutii roiurile. Am mutat albina în cutie, tot seara bag matca. Matca fie o bag, cum arătam altă dată, în cutia de transport și o las pe să se libereze, fie în cutia capac. N-am acum o cutie capac, cu un alt filmuleț o să revin asupra detaliului cutiei capac. Deci, în altă ordine idei, folosiți o stație intermediară, recoltați albina, ce iasă și zboară, bine că o zburat înapoi, vă asigurați să aveți suficient albină. Dragi prieteni, vă salut cu prietenie, Ionel de la Berindei.